Giovanni Becali este invitatul de onoare al unei nunți din lumea mondenă. Va reuși el oare să demonstreze cine e cu adevărat nașul? Suntem nespus de fericiți, nu aveți idee cât înseamnă asta pentru noi. Suntem de-a dreptul măguliți. Vă mulțumim foarte mult că ați venit, foarte mult. Băi, Toni, băi, băiatul meu drag. Păi să putea să nu vin la tine, Don adică Giovanni. Eu mă știi, Giovanni Becali, mafiot. Giovanni Becali, omul de afaceri. Nu vorbesc cu oricine, nu mă bag în seamă cu oricine. Știu. Nu merg la nuntă la oricine. Știu și de-aia vă mulțumesc foarte mult. Da, mă, Toni, dar la nunta vărului de-al treilea, nepotului grădinarului meu, nu puteam să lipsesc. Păi cine mai eram eu dacă lipseam de la nunta? Nu știți cât înseamnă asta pentru să fiu sănătos. Trebuie să răspund la telefonul ăsta, mă iertați. O să mă întorc în două secunde. Da, liniștit. Alo? Și așa mai departe. La stânga. Excelență, vă mulțumesc pentru protecția acordată. Excelență, vă mulțumesc pentru ajutorul acordat fiicei mele. Problema a fost eliminată. Ce problemă? Excelență, de unde sunt mai făruți de mafie? Sunt foarte bun. Se rezolvă, ce problemă. Băi, băiatule, tu chiar ești vagabond? Păi nu mai înțeleg nimic. Tu chiar faci cateriști cu Giovanni Becali, mafiotul? Giovanni Becali, omul de afaceri. Cine sunt, băi, băiatule, vagabondești? Toți sunt copiii mei, Giovanni. Suntem o mare familie. Eu am grijă de familia mea. Familia ta? Care-i familia ta, băi, nebunule? Genoveze, Castellano, Gambino, Gucci. Îi cunosc pe toți, am făcut afaceri cu toți. Îi știu foarte bine pe toți, nu înțelegi că am făcut afaceri cu ei? Care-i familia ta? Și noi facem afaceri, Giovanni. Da, mai sus. Mai sus? Cu cine, băi, bezmeticule, cu capo din tutti capi? Îl cunosc foarte bine, sunt Giovanni Becali. El m-a chemat la el acasă să facem afaceri și așa mai departe. Giovanni, organizația mea se ocupă cu curățatul oamenilor. Păi și ce vrei, băi, nebunule? Tu crezi că eu nu mă pricep să curăț oameni? Vine omul cu problema la mine și eu curăț imediat și așa mai departe. Giovanni, la mine vin în fiecare an mii de oameni, doctori, muncitori, vedete, fotbaliști, toți aveau problemă. Eu l-am rezolvat. Mii de oameni? Mii de oameni. Tu ești nebun la cap și ce faceți cu corpurile, fratele meu? Corpurile nu contează, Giovanni. Noi vrem mai mult. Mai mult? Adică ce vreți, băi, nebunilor? Casele oamenilor, mașinile lor, conturile lor în bancă? Nici asta nu contează, Giovanni. Nu contează? Bă, ce chiar îți are de cateriști cu mine, Giovanni Becali, mafiotul, Giovanni Becali, omul de afaceri? Chiar mai e la mișto, vrei să iau foc, ce vreți mai bani? Important pentru noi e răsplata. Păi crezi că pe mine nu mă interesează răsplata, nebunule? Dolari, euro, yen, ecuș, așa mai departe? Giovanni, răsplata noastră e cea mai mare comoară din lume. Cea mai mare comoară din lume? Adică ce? Aur, smaralde, rubine, Rolls Royce-uri? Puncte de fidelitate la abonament, ce? Mai mult! Ala chiar, băi, băștii noștri, chiar mă enervezi! Sunteți o gașcă de vagabond, dar moți, dar nenorociți! Fii de nenorociți! Giovanni, răsplata noastră, stai jos! E că oamenii ne salută dintre îngeri! Psihopaților care sunteți! Nenorociților care sunteți! Vagabonzilor care sunteți! Stați departe de mine și așa mai departe! Pare un om care are foarte multe probleme. Dacă vrei, organizația mea poate să te curețe oricând. Să mă curățați voi pe mine, Giovanni Becali, mafiotul! Băi, nebunule, nenorocitule care ești! Fii la noi, nenorocit, care spune toate lumea! Spun toate familii! Văd că l-ați cunoscut deja pe părintele Teofil, cel care ne-a căsătorit. Să rămână, părinte! Salutăm! Mulțumesc, părinte! Giovanni, e numele tatălui.
și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Blondele noastre nu au pierdut deloc timpul în vara aceasta, ci au făcut shopping la greu. Fata! 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 Da, fata! Hai, fata, să ne luăm și un pătut! Puși, fata, cu frisbiu de aici, fata! Luăm două pătuțuri, fata! Mie-mi place să mă lau, voi, fata, nu să mă înghesui! Bine, fata, luăm două pătuțe! Da, fata! Două pătuțe ca asta! S-a notat? Altceva? Auzi, fata? Da, fata! Fata, să luăm și fotoliu, fata! Fotoliu, fata! Ia, uite, fata! Ce frumos e, fata! Auzi, fata, să luăm două fotolii, fata? Nu știu, fata, de aici, fata, luăm șase, fata! Două fotolii pentru noi, două pentru piciorulțele noastre și două pentru poșețelele noastre! Hai, fata! Fata, fata, ești genială, da, fata! Da, fata, știu, fata! Da, fata, scrie acolo, fata, șase fotolii! Șase fotolii... Fata, că au și plasmă, s-a notat, fata! Ia uite, fata, ce plasmuță, fata, drăguță! Hai, fata, să luăm două! Da, fata, două, fata, așa, ai notat, domnul, două! Două plasme, să fie, da? Fata, vrem să ne uităm la ceva frumos, poate nu vrem! S-a notat? Da, fata! Altceva? Nu știu, fata, ia să nu mă uităm, fata, pe aici! Hai, fata, puțin! Fata! 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 Uitam, fata! Fata, bicicletă aveți? Sigur că da, da! Fata, dar de slăbit! Da, 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 sigur că avem. Câte să fie? Nu știu, fata, să fie patru? Da, fata, să fie, să ne trebuiască, fata, mai vine, fata, prietene pe la noi! Hai, fata, nu mă... Patru biciclete fitness, s-a notat altceva? Da, da, fata! Nu știu, fata, ce să zic! Hai, fata, că hipopotamul ăsta nu e bun! Ai, ia uite, fata! Auzi, fata! Fata! Da, fata! Fata, să ne luăm mașină în spălat? Nu știu, fata, ce să zic. Fata! Ce-i, fata? Da, că bei, fata, sucule și dai pe tine! Fata, ai dreptate, fata! Fata, două mașini de spălat! Sigur! Auzi, fata? Da? Fata, ai nevoie de permis ca să ai mașină în spălat? Ha? Nu! Nu, domnișor, cum să ai nevoie de permis bine, pentru fata, mașina de spălat? Ai, fata, atunci mai dă-ne, fata, două! Da, fata, să fie să nu trebuiască, fata! Patru mașini de spălat, exact, s-a notat. Fata, exact! Da, fata, ceva? Patru mașini de spălat? Nu știu, fata... Ce mai poți să ne oferi, fata, altceva? Păi, eu știu eu... O bibliotecă... Fata, pleacă de aici, fata, o bibliotecă! Mă scuzați, nu, un cuier! Fata, un cuier, da! Da, fata, să ne punem pofta de ceva dulce în el! Hai, fata! Da, fata! Mai vrei ceva? Fata! Fata! Ce-ai, fata? Uite un dulăpior de haine, fata! Cum uite, fata, de dulăpior de haine! Fata! Lasă uite de dulăpioarele de haine! Câte, fata, câte? Fata, 8! 8, fata? 8, fata! 8, fata! Numai puțin, avem o ofertă specială. Dacă luați 9 dulăpioare, una e gratis. Trebuie să luăm 9. Bine, fata, luăm 9! Scrie acolo 9 dulăpioare de haine! 9 dulăpioare de haine și unul gratis, s-a notat. Hai, fata! Super! Fata, mai vrem ceva? Nu știu, fata, mai vrem ceva? Nu știu, fata, mai vrem ceva? Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că e suficient. Auzi că e suficient, auzi că e suficient. Bine, fata! Bine, fata, dacă tu zici că e suficient, trece-le, fata, în contul bărbatului și trimite-le, fata, de urgență, că avem nevoie de toate, fata! Mă trimite băiatul tot în jumătate de oră, numai să-mi dați adresa. Da, fata, în parcul Herăstrău, cum intri pe dreapta pe Paciște. Fata! Fata, o să fie super, fata, la picnic! Hai să mergem, că avem tot ce ne trebuie! Toate, fata. Fata, tu-ți dai seama, fata, cum o să dormim noi în natură pe pătuțurile astea, fata, noi, fata! Fata, tu-ți dai seama, fata, că o să dormim noi în natură? Da, fata! Fata, nu știu că eu dorm golașă? Fata, dorm semi, să știi. Adică păstrezi chiloței, că nu se știe ce viermuri sunt pe acolo. Soția taximetristului Nicu își așteaptă nerăbdătoare soțul, hotărâtă să-i facă o surpriză. O partidă de amor cu soția lui pentru prima oară de la viol. Aoleu, nu-i bună asta că... Asta i-a pus-o și nebuna aia și... Dacă o aude, nu mai văd măciuc în viața mea. Chi de dracu fă muzica aia? Ce dracu faci, fă? Ce să fac? Băi... Capot sexy, suten? De asta ce să fac? Fac și eu ce fac? Apă cu minte acolo. Să fac, aoleu. S-a obosit, nu mai pot, mă, alea. Păi ce, eu nu s-a obosit, uite la mine.
Vorbești și cu mine un pic așa. Bă, mă las și pace, m-am băgat în pat ca să citez iarul. Mă las să citez iarul. Băi, atunci mă bag și eu să citesc ceva. Ce dracu faci, bă? Ce faci? Ce faci? Păi vreau să-ți fac o de-aia, o... surpriză de-aia! Eu te-ți fac eu o surpriză, nu pot! Păi surpriza asta mi-ai făcut-o și ieri și alaltă ieri și răsălaltă ieri. Păi da, și vreau să mă traumatizant și pe mine, că sunt neutraumatizantă de două săptămâni. Dacă nu pot, dacă nu merge cu mătru, ce să fac? Dacă nu pot, nu pot. Bine, mâna, bine că nu pot. Ce faci? Nu vezi că nu merge? Uite-te, dacă n-am cum, n-am cum să fac... Cum mă, da, lasă-mă să încerc măcar, nici măcar nu mă las să încerc. Păi, da, hai, încearcă, da, hai, încearcă, hai, încearcă. Așa te vreau, hai. Și ce te vreau, hai. Ia uite. Hai. Dă un vânt de ăla tău. Așa. Ia zi, Nicule, cum e. Dar nu, bă, e bine, dar lipsește ceva, stai pe aici. Ce? Pune aia, pune mâna pe mine. Să pun mâna. Dar fii hotărât așa, fii hotărât, să fii hotărât. Ce faci, Nicu? Ce? Ia mai dă foc, bă. Ia! Fă, mai dă una, hai! Mai dă un, să mai dau cam decât două! Hai, fă, da! Fă, uite pe cum mătru, că ai și capul! Uite că scoate! Hai, fă, mai dă ceva! Ia, dă-mi ăla! Ia, uite pe nebun! Hai, că lipsește, hai! Dă ăla, dă! Aduc cuțitul, bagă cuțitul! Hai, fă, hai! Fă! Aproape-am reușit, cât de puțin mai are! Hai, fă, că hai, că mai are puțin! Cât puțin mai are! Ce-i facem să se ducă de tot prin fel? Adu, proastă, nu e deja, ai de bucurie că vine! Da! Hai, adu drujba aia! Drujba! Adu drujba! Acum aduce fata! Hai, fă! Hai că-l pierdă pe cuvat! Hai! Fă! Fă! Hai, fă, înapoi, că mi-am dat seama ce lipsești! Trebuie să mă speri! Misterico! Haldorogule! Arajoico! Scandalurile în familia Prigoană par să reînceapă. Dar unde o fi paparații? Care întoci toți banii! Haldorogule, frecție la picior de lemn! Asta mi-a spus odată, am câștigat! Hai, cară-te, că sunt o femeie ocupată! Ocupate să întoci mie banii toate! Auzi, știi ceva, care să stoc banii, că muncesc de 10 ori mai mult ca tine! Sunt mama, sunt femeie, sunt mama, sunt femeie, sunt mama, sunt femeie și mai nou și patroană la grădiniță! Dragă patroană, mua, adio, mahalajoaica mea iubita. Mori, șchiopul meu adorat. Hai, sictir. Hai, sictir și eu. Da-mi cu pat. Adio și n-am cuvinte. Nesimțitule. Ce s-a întâmplat acolo? Doamne, Mihaiță nu vrea să-mi dea ursulețul. Nu vrea să-l dea? Ce zici, Mihaiță, îl dai sau nu? Doamne, doamne, păi eu am pus primul mâna pe el. Da? Da, ia lăsați ursulețul jos acolo. Da, lăsați-l jos acolo. Îmi pare foarte bine că am ajuns la lecția asta de bune maniere, da? Dar copii, un conflict nu se rezolvă, dragă, așa. Nu se rezolvă într-un cadru discret, într-un cadru intim. Se rezolvă ca un scandal public. De exemplu, fii atent, Andreiuța. Știi cum îi spui? Eu mă bucur foarte tare că l-ai părât. Facem un fel următor. Trebuie să spui așa. Doamnă, nesimțitul ăsta de Mihaiță mi-a luat ursulețul. Ia să te văd, hai, și cum îi le înșold, așa, urcă-te pe scaun, ia, hai. Hai să-ți duci pe scaun, așa. Nesimțitul ăsta de Mihaiță mi-a luat ursulețul, ia zi. Nesimțitul ăsta de Mihaiță mi-a luat ursulețul.
și tu, Mihaița, acum să vă cum zici. Dar, doamnă, scroafa asta mi l-a luat. Ia zi. Doamnă. Scroafa asta? Asta de Andreinuța mi l-a luat. Așa, mai tare. Doamnă. Doamnă. Uite la mine aici. Și mai tare. Ia să vă cu curaj, hai. Doamnă, scroafa de Andreiuța mi-a luat ursulețul care eu am pus primul. Așa e, care tu ai pus mâna primul pe el. Așa, dragă, foarte bine. Hai să aplaudăm, copii. Că așa se rezolvă conflictele. Nu acasă, în șoaptă. Stai, duci, dragă, și te cerți în gura mare. Jucați-vă mai departe acolo. Că sună și telefonul, ia. Afară din mașină! Afară din mașină imediat! Sus mâinile! Astă seară îl veți cunoaște pe el, cel mai sincer traficant moldovean, care nu poate minți nici în ruptul capului. V-am oprit pentru că n-ați dat prioritate la un tramvai. Păi ce, el mi-a dat vreodată prioritate? Nu mi-a dat. După care ați demarat în trombă și aveați viteză mare. Ai, păi mare, dar cum mică, că să nu râde fetele de mine. După care ați încercat să călcați 4 agenți de circulație. Ai, 4, nu erau 4, erau 5, nu erau agenți de circulație, erau milițieni. Simt un miros ciudat. Transportați ceva? Ei, transport. Ce? Ce, un miros ciudat, ce transport? Miroase foarte urât. Ce transportați, un cadavru? Ei, cadavru normal, dar nu un corp viu. Unde-i portbagaj? E portbagaj normal, dar nu lângă mine mașină. Deschide portbagajul imediat. Deschide portbagajul. Ce era, să deschid o ușă? De unde? De ușă? De unde? Ia că portbagajul deschis. Ce e asta? Pisică moartă? E pisică moartă, normal, dar nu curvă moartă. Pisică? Cine a omorât-o? Ai cine? Eu? Cine? De ce ai omorât-o? Ei, păi nu mi-e una? Mi-e una pisica. Mi-e una, dar nu mi-e una, am eu. Ce-ai strangulat? Ei, strangulat-o, dar cum? Și-a murit. Dar nu a înviat. Și nu știai că moare? Știam. Cum nu știam? Știam. A fost prima oară? Ei, primă, normal, dar nu a fost ultima oară. Și ai de gând să mai mor pisici? Ei, pisici, dar cum? Dar nu câini. De ce nu câini? Ce câini miau? Nu miau. Cine ți-a dat? E cum cine mi-a dat? Un om, cine să-mi dea? Un om. Ți-a dat un om? Da, păi nu mi-a dat, nu mi-a dat un câine, nu mi-a dat un câine. Și de ce ți-a dat-o, să o omori? Ai, să o omor, mi-a dat că mi-e una, de ce să-mi dea? Să o omor, să-mi dea una. Și de ce ai omorât? Ai, de ce am omorât-o? Că mi-e una, că mi-a dat un om, că mi-e una. Cum mi-a dat? Și unde o duceai? Ai, unde o duceam? La un pop, unde să duc? Păi ce să facă popa cu ea? Ce să facă popa cu ea? Și-o pun la poartă, ce să fac cu ea? Popa vrea la poartă o pisică moartă? Ei, pe ce vrea, o pisică vie? Dar de ce moartă? Ei, ca să pun la poartă. Popa! Ia, pe cine? Eu, deci nu-s popa. El, de... popa. Hai, mai căpiat, gata. Lasă pisica aici și du-te, hai. Ei, păi nu ți-o las, ce, tu ești popa, nu ești popa. Bine, ia și pisica și du-te până nu te arestez, hai. Ei, mă arestez, cum să mă arestez? Ce, mi-ai găsit curva moartă pe bancheta din spate? Nu mi-ai găsit. Ce, ai o curvă moartă pe bancheta din spate? Ei, am o curvă moartă, n-am, de un sam, n-am, am două. Cea mai mare actriță româncă, celebră pentru patimile ei, suferă tot timpul. Să fie oare viața doar o suferință? Bună ziua! Bună ziua! S-a întâmplat ceva? Da! V-am auzit că gemeați. Da! Ce anume s-a întâmplat? Sunt mai amor că în ștern și sufăr! De asta gemeați, am înțeles. Poți să vă ajut cu ceva? Nu știu, puteți? Păi, nu știu, poate vă e cam cald, cam frig? Da! Da, care din ele? Ambele. La cântura corpi, cu transpirații, am bufeul. Păi atunci haide să vedem, poate, cine știe, putem să umblăm la aer condiționat, să dăm mai tare, mai... Stați cu mâna acolo, că vă spun eu când e bine, da? Ia, cald, rece, cald, rece, cald, rece, cald, 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 cald. Lasă așa potrivit. Rece. Spuneți-mi, doamnă, s-a mai întâmplat ceva? Sunt mai amor că și sufăr! Am înțeles lucrul ăsta. De ce anume suferiți, poate îmi spuneți? E sete! Vă aduc un pahar cu apă, doamnă. Uitați, doamnă, apa dumneavoastră. Oh, ce gust bogat al apei! Aș recunoaște savoarea dintr-o mie. Spun, tati, că mi-e sete și îmi face semn să beau. Păi, beți, doamnă, beți!
amețitoare, apă, ce limpede te clatin! Mă simt legată, prin sete, de vietatea care va muri. Ce faceți, doamne? De ce mi-ați cerut apă dacă nu vreți să beți? Pentru poezie. Ce poezie? Și cine moare? Ce tot biguiți acolo? Era moartea căprioarei. Și mi-aș dori ca să nu se termine nici cât. E doamnă de data asta? Sunt Maia Morgenstern și sufăr! Și de ce, doamne, iartă-mă, mai suferiți acum? Sau poate vreți să-mi spuneți o poezie? Mai lungă îmi pare calea acum, întors acasă. Aș vrea să zbor, dar Ana din pulpă nu mă lasă. Ați vrea să zburați? Da. Da? Păi nu asta faceți, doamnă, nu sunteți într-un avion? Așa să zbor eu, așa personal. Ful, și nu puteți să zburați din cauza că aveți o rană la pulpă, nu-i așa? Nu, era doar o metaforă. Nu aveți! Nu uitați, mâine seară, Mondenii v-au pregătit noi surprize. Aoleo, Tonciu, ce proastă ești! Când dați roșiile? 3 lei. Prezic că le dă cu 3 lei. Cum se îmbracă, mă? Cât? 3 lei am spus, doamnă, n-ați auzit? S-a prezis bine, da. N-am mai făcut sex de ieri. Haide, fă! De lantă ieri. Haide, fă, Samuel! De 20 de ani. Și-o la fel, să știi? Cu ce proastă ești. Hai, ți-a căzut alea, flori. Astea sunt flori de alea puse de primărie, știi? Hai, fă, că a pornit cu mătru! Hai, fă! Ia uite! Hai, fă! Sen! Haide! Hai! Haide! Hai, fă! Mai cu ala tu cubet! Hai, fă, că a luat un cubet! Hai că te sperii acum, ia! Hai, fă! Ce nu de bă, ce până îi spui? Mi-e zbăvește, de ce vreau? Amin. Amin. Îmi place mie cu amin. Te-am lăsat să văd unde te duci. Tu ce ești, scorpie bătrână? Treceți din Marin să o risc așa în Lobiș. Dacă treci, iar un moment. În Lobiș, în Marin să o risc. Iar un moment.